Bullying este atunci când grupul de colegi îl umilesc, îl bârfesc, îl îmbrâncesc, îl sâcâie, îl sabotează pe unul dintre colegilor. Asta poate cu nevoia de a se distra sau chiar de a-l elimina din grupul de colegi. Este o suferință foarte serioasă din partea celui care este victima bullying-ului, pentru că are impact asupra dezvoltării lui, asupra capacității de a avea viață socială. Începe să evite grupurile, nu mai are încredere în sine și dintr-un elev care învăța foarte bine poate să ajungă o persoană izolată. De aceea este foarte important ca bullying-ul să fie cunoscut de fiecare școală, în fiecare liceu. Trebuie să existe clar definit ce este bullying-ul. Este acea acțiune comună a colegilor asupra unuia dintre colegi cu scopul de a-l face să se simtă prost, de a-l ataca fizic, emoțional, social și în felul acesta persoana aceea ajunge să fie izolată. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri a ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri a ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri a ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Neața Dănuț, ce faci? Ți-ai făcut tema la engleză? Bună, da, mi-am făcut-o. Mi-o dai și mie, te rog? Desigur, uite. Mulțumesc! Ce faci, orfane? Nu mai spune. Da, nu așa e? Doamne, cum miroși! Ți-ai făcut vreo baie de curând? Uite, plouă. Nu te duci să-ți faci baie? Stai, mă, ce să se ducă până afară? Uite, spală-te cu apa din sticla mea. Eu am bani și nu plâng după ea. De ce ești tu? Păi mi-e cald. Am transpirat. Bine, Dănuț. Copii, temele la marginea băncii. Raluca, unde mi-ai pus caietul? Ți l-am băgat în ghiozdan. Băi, nu e of. Ce mă fac? Hai să mai căutăm. Dacă află că noi am luat caietul. Nu o să afle nimeni. O să creadă că Raluca l-a pierdut. Nu o să ne bănuiască nimeni. N-are de ce să ne caute. Dănuț, unde ți este caietul? L-am pierdut. Nu-l mai găsesc. Dar mi-am făcut tema, să știți. Mai termină cu minciunile. Nu ți-ai făcut tema. Nu ți-ai făcut-o. Ba chiar mi-am făcut-o. Dacă nu poți să-mi arăți tema, înseamnă că nu ți-ai făcut-o. Nu pot să știu. Te trec cu tema neefectuată. Ai grijă. Încă una și ai nota 4. Doamna, Dănuț chiar și-a făcut-o, că l-am rugat eu azi dimineață să-mi arate cum a făcut la exercițiul 6 și l-avea, doar că acum nu mai știu unde l-am pus. Îmi pare rău. Data viitoare să fiți mai atenți. Și acum nu vreau să mai discutăm nimic despre asta. Dănuț, te rog frumos să ieși afară. Hai. Am să vorbesc cu doamna dirigintă să-ți scadă nota la purtare. Haide, nu mai sta, ieși afară. Dar eu chiar n-am făcut nimic. Eu n-am zis nimic. Ți-am spus să ieși afară, imediat. Măi, cine a țipat în pauză atât de tare? S-a auzit până la cancelarie.
Și ce-i mizeria, ce-i mizeria asta pe jos? Cine a făcut toată asta? Cine a făcut mizeria asta? Dănuț! A, Dănuț. Numai lucruri rele am auzit despre tine. Chiar voiam să stau de vorbă. Și doamna profesoară de matematică mi-a spus că nu e în regulă. Ce se întâmplă cu tine? Chiar vreau să știu. Doamna dirigintă, dar eu chiar n-am făcut nimic. Copiii dau vina pe mine, dar eu chiar n-am făcut nimic. O să discutăm pe tema asta mai târziu. Până acum, dar copiii de la școală îmi fac șicane. Îmi ascund caietul de teme, mă udă cu apă, îmi pun gumă de mestecat pe scaun și mi-am murdărit pantalonii. Și mai mult decât atât, m-au închis și în baie. Doamne, ce copii! Cum pot să fac așa ceva? Și tu? Tu de ce nu mi-ai spus până acum, Dănuț? Mâine am să mă duc eu la domnul director. Să-i spun eu ce se întâmplă în școala domniei sale. Nu se poate așa ceva, Dănuț. Bună ziua, domnul Barciu. Luați loc. Bună ziua, domnule director. Mulțumesc. Cărui fapt îi datorez prezența dumneavoastră aici? Domnule director, de câteva zile aud niște lucruri îngrozitoare de la Dănuț, nepotul meu. Cum ar fi? Știți că părinții nu stau lângă el. Mama lui l-a părăsit. Iar fiul meu nu poate să se descurce singur cu el. Așa că mi l-a adus mie, să-l cresc eu pe Dănuț. Dar de la o vreme constat că are probleme. Colegii lui se țin de șotii. Îl udă cu apă, îi pun gumă de mestecat pe scaun, îi ascund caietele. Acum, ultima oară, l-au închis în baie și dau vina pe el pentru orice. Vă rog frumos, poate găsiți o soluție să-i potoliți pe acești copii. Doamna, vă înțeleg destul de bine, dar știți că nici Dănuț nu e chiar ușă de biserică. Și el vorbește urât, mai ales când își pierde lucrurile. Și de fiecare dată când uite ceva, dă vina pe colegii lui, crezând că i-au furat lucrurile. Și îi jignește. Destul de rău. Și care soluție ați putea găsi ca să îi potolim totuși? Păi cred că cel mai bine ar fi să scad nota la purtare. Tuturor. Dănuț este un băiat cu suflet mare. El este generos cu colegii lui care, deși îl agresează, primesc multă înțelegere din partea lui Dănuț. Ba chiar Dănuț le ia apărarea colegilor în fața profesorului sau dirigintelui, astfel încât să nu cumva să fie considerat turnător sau o persoană care nu are ce să caute în grupul acela. Dănuț știe ce este suferința. El acceptă cu stoicism orice fel de umilință din partea colegilor și chiar ajunge să mintă doar ca să-i acopere pe aceștia.
Unde o să ajungă Dănuț dacă va continua așa, fiind victimă a unei acțiuni de bullying sistematic din partea colegilor? Adică acești colegi pur și simplu îl pun în centrul atenției, umilindu-l, ridiculizându-l, arătându-i care sunt defectele lui și nici măcar o calitate, punând vinovăția numai pe umerii lui și subminându-i orice fel de acțiune care ar putea să-l afirme. Astfel încât Dănuț, dacă va continua așa să trăiască în această clasă, ar putea să devină un individ foarte retras, ba chiar un individ care tace și din când în când răbufnește agresiv. Pentru că și Dănuț are o limită, nu-i așa? Cred că dacă am fi toți în pielea lui Dănuț, am înțelege suferința și că acele jocuri ale colegilor produc niște răni puternice, că poate fi o victimă a bullying-ului. E bine că Dănuț s-a dus spre bunică, spre cei apropiați, că acest caz a fost raportat directorului și că sunt necesare niște măsuri. Ce ar trebui făcut în cazul lui Dănuț? În primul rând, el trebuie ascultat separat. Dănuț trebuie să ajungă la psihologul școlii și psihologul să aibă răbdare cu el, fără să-l acuze, să asculte ce se întâmplă cu el și care este cauza acestor manifestări. Va ajunge până la urmă să spună ce umilință a suferit din cauza colegilor. Și atunci trebuie făcut ceva astfel încât Dănuț să primească sprijinul cuiva. Dacă nu sunt părinții lui cu el, atunci măcar să existe un diriginte, un profesor, mai ales bărbat, care să vorbească cu Dănuț, să vadă ce calități are Dănuț și să-l ajute să se afirme în fața colegilor. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri a ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri a ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe ce războinică ială, nu mai suport, ok. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit, fii fericit. Ieri ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. Ieri ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Atâtea ispite strălucitoare, atâtea planuri, atâta chin. Iar ai uitat că lumea e făcută din foarte puțin. Bullying-ul este, va să zică, o boală socială a întregului grup, astfel încât nu e de glumit cu el, nu este chiar o joacă sau o distracție, cum cred mulți dintre elevi. Iar profesorul ar face bine să ia în serios bullying-ul, să-l creadă pe elevul care spune că a fost victima unei astfel de acțiuni, nu se spună că a fost vina lui. De asemenea, este foarte important ca tu, ca elev, dacă ai fost victima unui bullying, să vorbești cu cineva, nu să taci. Să vorbești fie cu părinții tăi dacă ei înțeleg corect ce se întâmplă, fie cu un profesionist care de obicei înțelege corect ce se întâmplă, sau cu dirigintele tău sau cu psihologul școlar, astfel încât problema bullying-ului în clasa voastră să devină problema întregii clase, nu doar a ta. Adică toată clasa trebuie să identifice evenimentul respectiv ca fiind bullying. Da, ne-am dat seama că ieri când toți l-am îmbrâncit pe colegul nostru mai gras și i-am spus grasule, aceea se numește bullying și asta este problema întregii clase. Nu este problema doar pentru acel coleg.